Mănăstirea Mraconia, cunoscută și sub denumirea Mănăstirea de sub apă, o puteți vizita în comuna Dubova, județul Mehedinți. Se află în cel mai frumos defileu al fluviului și anume Cazanele Dunării. Cu o istorie complexă știută de puțin, Mănăstirea Mraconia a fost construită în timpul războiului ruso-austro-turc. A fost refăcută ulterior, dar demolată de regimul comunist. Ruinele vechiului lăcaș se pot observa că nivelul Dunării scade foarte mult. Prima baracă, la vreo 10 metri mai încoace, după colțul ăsta, acolo se afla mănăstirea veche. Când scade Dunărea, se mai vede fundația mănăstirii. Reînființarea a fost inițiată de mitropolitul Olteniei, care după regimul comunist a pus bazele noii biserici. Lucrările au fost terminate între anul 1999-2000. Astăzi, mănăstirea se reconstruiește din donațiile credincioșilor și a trecătorilor de pretutindeni. Veche. Aici apare în documente de pe la 1400-1500, a fost arsă, jefuită, călugări omorâți de mai multe ori când ajungeau turcii la noi în zonă. Noi aici am fost sub dominația austro-ungarilor, Imperiul Austro-Ungar cu cel otoman, se învecina între Orșova și Turnul Severin. De multe ori cete de turci înaintau pe Dunăre să controleze cât mai mult Dunărea. Când ajungeau la noi în zonă, călugării nu reușeau să le plătească dările, mereu au avut de suferit. Ultima dată mănăstirea din zona asta s-a distrus când s-a făcut hidrocentrala de la porțile de fier. S-a ridicat nivelul Dunării 30 de metri. Dunărea a pătruns aici, a distrus mănăstirea. Numai mănăstirea, orașe, Orșova a fost în golful Orșova, mai multe sate au dispărut. Devine din anul 2008 o mănăstire de maici. În prezent, poartă hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfânta Treime. De la vechea mănăstire se mai păstrează doar ușile împărătei și o candelă. Acestea se află la muzeul parohial de la Ișelnița. Ruinele vechii mănăstiri rămân sub apele Dunării, iar cea nouă, cea de deasupra apelor, se ridică ca o continuitate a credinței creștine. Acest lucru este sugerat și de mesajul din geamul de la intrarea în mănăstire.